Astăzi, aș vrea să ne uităm la lucrarea mântuirii, înfăptuită prin venirea lui Isus Hristos. Am luat în considerare până acum căderea omului în păcat și am văzut cum Dumnezeu a îngăduit diavolului să existe, cum diavolul a devenit diavol și așa mai departe. Vrem să vedem astăzi ceva din lucrarea mântuirii. Mai întâi de toate, să ne uităm la Matei 1, versetul 21. Aceasta este prima promisiune din Noul Testament. Și spune aici: Trebuie să-i pui numele Isus pentru că El va mântui lumea de păcate. Deci, însemnătatea cuvântului Isus este. Unul care mântuiește sau salvează oamenii de păcatele lor. Pentru noi este foarte important să recunoaștem aceasta încă de la început. Pentru că mulți oameni predică astăzi despre Isus ca făcând multe alte lucruri. Este adevărat că Domnul face foarte multe lucruri pentru oamenii Lui. Ne binecuvintează material, fizic, în așa de multe lucruri. Fără nicio îndoială că El face aceasta. Dar pericolul cel mai mare pe care îl văd în ziua de astăzi în predicile creștinilor este că accentul s-a mutat de pe ceea ce este de o importanță majoră pe ceea ce este mai puțin important. Și rezultatul acestui lucru este că creștinii nu experimentează binecuvântarea cuvântarea deplină a ceea ce a făcut Isus pe cruce. Ce a făcut mai exact Isus pentru noi pe cruce? De ce a făcut asta? De ce a murit pe cruce? Și de ce a înviat din morți? Nu pentru a ne binecuvânta cu lucruri materiale sau a ne vindeca bolile, de parcă acestea ar fi cele mai mari probleme pe care le avem. Dacă acestea ar fi fost cele mai importante probleme ale omului, cu siguranță că Domnul s-ar fi ocupat în primul rând de acestea. Dar chiar în prima promisiune din Noul Testament citim: Îi vei pune numele Isus pentru că El va mântui oamenii de păcatele lor. Păcatul, așa cum am văzut, este cea mai mare problemă a omului. Și Isus a venit să ne rezolve cea mai mare problemă. Și când cea mai mare problemă este rezolvată, celelalte lucruri se rezolvă de la sine. Este foarte important să vedem aceasta. În Vechiul Testament putem vedea un exemplu în această privință: când David l-a confruntat pe Goliat, gigantul filistenilor. David este aici o imagine a lui Hristos, care este numit fiul lui David. Și Goliat este aici ca o imagine a satanii sau ca o imagine a păcatului. Citim că atunci când Goliat a fost înfrânt, în 1 Samuel 17, versetul 51, spune că atunci când filistenii au văzut că uriașul lor este mort, ultima parte a acelui verset, ei au fugit. Deci atunci când uriașul a fost înfrânt, toți filistenii au fugit. Când a fost rezolvată problema majoră, s-au rezolvat și problemele minore. Pe de altă parte, dacă David se concentra să lupte cu filistenii, problema nu s-ar fi rezolvat. Goliat rămânea sănătos, biruindu-i pe israeliți. Filistenii mai mici erau omorâți, dar problema nu ar fi fost rezolvată. Aceeași imagine o avem aici. Dacă te uiți la problemele omului și te ocupi de cele mici mai întâi, cele mari încă rămân acolo, ca un goliat. Și păcatul este rădăcina tuturor problemelor. La fel putem spune, de exemplu, dacă un om are o boală în trupul lui și se manifestă ca răni pe piele. Poți să-i dai o alifie care să se ocupe de rană, dar după ce scapă de rană pe o mână, o să-i apară pe cealaltă mână. Unge acolo, scapă și acolo de rană și apare pe picioare. Și într-o zi, doctorul îi spune: A fost descoperit un antibiotic nou. Ia antibioticul acesta, îi spune pacientului, și medicamentul se va ocupa de rădăcina problemei din interior. Și celelalte probleme se vor rezolva automat. Nu se vor mai face răni pe piele. Așa este păcatul. Iar mântuirea lui Hristos este ca un antibiotic care se ocupă de rădăcina problemei omului din interior. Și nu cu problemele mici din afară. Nu este ca o alifie cu care să îndepărtezi rănile. Nu. Este ca un antibiotic care merge înăuntru și se ocupă de rădăcina problemei. Și astfel și celelalte probleme se rezolvă automat. Și păcatul este rădăcina problemei omului. De aceea, chiar prima promisiune din Noul Testament este: îi vei pune numele Isus pentru că El va salva poporul lui de păcatele sale. Este o diferență între a fi salvat de păcate și a avea păcatele iertate. Mulți credincioși au păcatele iertate. Toți credincioșii, dacă sunt cu adevărat născuți din nou, au păcatele iertate dar nu pot spune că sunt salvați de păcatele lor. De exemplu, dacă eu mă mâni, acesta este un păcat. Dacă poftesc cu ochii, acesta este un păcat. Dacă port ură pe cineva, acesta este un păcat. Pot să mărturisesc aceste păcate lui Dumnezeu și să spun, îmi pare rău că m-am mâniat, îmi pare rău că am poftit cu ochii, îmi pare rău că port ură, te rog, iartă-mă. Și sunt iertat, dar nu sunt mântuit sau salvat, pentru că mâine o să fac din nou aceleași lucruri. Deci, cum pot să spun că sunt salvat? Dacă sunt încă în închisoare. Nu sunt salvat. Încă sunt în închisoarea păcatului. Aici este promisiunea. Să-i pui numele Isus pentru că El va salva oamenii de păcatele lor. Înseamnă că nu noi înșine trebuie să ne mântuim. Noi nu ne putem salva de pedeapsa păcatului, noi nu ne putem salva de puterea păcatului, nu ne putem salva de prezența păcatului. Totul trebuie făcut prin Hristos. Când a murit pe cruce ne-a salvat de pedeapsa păcatului. Dar mai mult decât atât, atunci când a murit, ne-a creat o cale de a fi eliberați de puterea păcatului. Și nici aceasta nu se predică. Putem spune că jumătate din Evanghelie nu este predicată. Evanghelia are două părți și amândouă sunt aici în prima promisiune din Noul Testament. Le putem vedea combinate în cuvintele pe care le-a spus Isus femeii prinse în curvie. Știți cu toții istoria în care o femeie a fost prinsă în curvie. A fost un păcat teribil pe care l-a făcut și a fost adusă în fața lui Isus pentru a-i se da un verdict. Și bineînțeles, Isus a spus fariseilor care doreau să arunce cu pietre în ea, cel care nu are păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Și toți au plecat. Apoi, Isus se uită la femeia aceasta și spune în versetul 11, Nimeni nu te-a condamnat? Nimeni, Doamne, spune ea. Apoi, Isus îi spune două lucruri. Și aici este Evanghelia completă. Într-o propoziție sunt două lucruri în care este redată Evanghelia completă. Nu te condamn nici eu, dar de acum să nu mai păcătuiești. În aceste două declarații ai Evanghelia completă. Eu nu te condamn, dar în viitor să nu păcătuiești. Știți că aceasta ne spune Domnul și nouă astăzi? Pentru că a murit pe cruce. Dacă primești acea iertare prin moartea lui pe cruce, Iisus spune, eu nu te condamn, dar nu te opri acolo, să nu mai păcătuiești. Acestea sunt cele două fețe ale unei monede. Dacă ai o monedă imprimată doar pe o parte, este o monedă falsă. Ai nevoie de amândouă fețe. Eu nu te condamn și ai nevoie și de să nu mai păcătuiești. Deci, când spune în Matei 1 cu 21 că Isus a venit să ne salveze de păcatele noastre, Înseamnă să ne salveze de vină și de pedeapsa păcatului, și de asemenea, să ne salveze de puterea păcatului în viața noastră de zi cu zi și într-o zi, când se va reîntoarce în slavă, ne va salva chiar și de prezența păcatului. Deci sunt trei domenii: trecut, prezent și viitor. În trecut ne-a salvat de pedeapsa păcatului, dacă îl primești pe Hristos ca Mântuitor al tău. În prezent vrea să te salveze de puterea păcatului, și odată în viitor te va salva de prezența păcatului. Deci este important să vedem că mesajul Evangheliei are de a face în primul rând cu rădăcina problemei. Și, din păcate, în predicile de astăzi, predicatorii se preocupă mai mult de rezultatul, de simptomele bolii, în loc să se ocupe de boala în sine. Și aceasta este o prostie. Un om poate să aibă tuberculoză și unul dintre simptome poate să fie febra. Deci dacă doctorul îi dă doar ceva care să-i scadă febra, nu îi va vindeca tuberculoză. Se ocupă doar de simptom. Fără îndoială se va simți ceva mai bine dacă îi scade febra, dar boala nu este vindecată. În același fel, din cauza păcatului, un om poate să fie bolnav. Acesta este un simptom al păcatului său, sau poate fi într-o dificultate financiară. Și tu, dacă te ocupi de boală sau de problema financiară, este ca și cum i-ai da omului tratament pentru durerea de cap, dar adevărata lui boală este tuberculoza. Deci problema rămâne. Omul trăiește în continuare în păcat. Poate vindecarea lui de boală sau problema lui financiară este rezolvată în vreun fel, dar nu tratează rădăcina care a cauzat problema lui. Și dacă nu este salvat de păcat, nu contează cât este binecuvântat cu vindecare fizică sau prosperitate materială, într-un final va merge în iad, despărțit de Dumnezeu. Deci trebuie să fim foarte atenți cu această Evanghelie contrafăcută care se predică astăzi în multe locuri. Care nu se ocupă de rădăcina păcatului. Isus a venit să ne mântuiască de păcat. Să repet, nu numai să ne ierte, ci să ne și mântuiască, să ne salveze. Să vă arăt o altă ilustrație. Să presupunem că am acasă un băiat de 5 ani și îi spun, fiule, să nu ieși pe poartă, pentru că oamenii de la drumuri sapă acolo în drum și acolo este o groapă mare. Ei fac ceva lucrare sub pământ și dacă mergi acolo, vei cădea în acea groapă. Și să spunem că nu mă ascultă fiul și se duce acolo mai aproape ca să se uite la oamenii aceia. Și când ei pleacă, el cade în groapă. Și din interiorul gropii strigă, Tată! Eu merg acolo și întreb, Ce s-a întâmplat, fiule? Și el spune, Tată, îmi pare rău, N-am ascultat de tine și uite că sunt aici în fundul gropii. Te rog, iartă-mă. Și eu îi spun, ok, fiule, ești iertat. La revedere. L-am iertat? Cu siguranță că l-am iertat de neascultare. L-am salvat? Nu. El este încă în groapă. Deci numai atât a venit Isus să facă pentru noi? Noi spunem, Doamne, iartă-mă de ce am făcut. Și el spune, ok, ești iertat. La revedere. Asta ar fi o evanghelie foarte săracă. Evanghelia înseamnă vestea bună. Va crede oare fiul meu că este o veste bună, că îl iert de neascultare, dar îl las în groapă? Cu siguranță că nu. Aceasta nu este o veste bună. Aceasta este pentru el o veste rea. Deci, Evanghelia este vestea bună, care înseamnă nu numai că îl iert, dar mă întind și îl scot sau îl salvez din groapă. Deci, să țineți minte aceasta că Hristos a venit să ne salveze de păcatele noastre. Și aceasta nu a fost posibil în Vechiul Testament. Nu a existat nicio singură persoană în Vechiul Testament care să poată să spună, Mulțumesc, Doamne, că m-ai salvat de păcate. Un așa cuvânt nu este acolo. Mântuirea de păcate. Ceea ce ei aveau în Vechiul Testament, după cum citim în Psalmul 103, este iertarea de păcate. Păcatele lor au fost iertate. David spune în Psalmul 103: Binecuvintează sufletele al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele lui Cel Sfânt. Deoarece El îți iartă toate fără de legile tale, îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapa pieirii. El a experimentat iertarea de toate păcatele sale. El spune de asemenea în Psalmul 32: Ferice de omul cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu îi ține Domnul în seamă nelegiuirea. Deci, iertarea de păcate este amintită de câteva ori în Vechiul Testament. Este ceva ce au experimentat cu o mie de ani înainte de venirea lui Hristos. Dar nici unul dintre acești oameni nu a putut să spună vreodată mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai salvat de păcate. Ei erau iertați, așa cum eu mi-am iertat fiul care era în groapă, dar nu l-am salvat. Acesta era vechiul legământ. Și semnul oamenilor care trăiesc în vechiul legământ este că păcatele le sunt iertate, dar ei sunt încă în groapă. Ei nu sunt salvați. Așa vedem gloria noului legământ. Prin faptul că Isus nu numai că ne iartă, ci ne și salvează, chiar de lucrul acesta care ne ținea robi. Aceasta este gloria mesajului noului legământ. În 2 Corinteni, capitolul 3. Când apostolul scrie comparând vechiul cu nou legământ, spune aici, vechiul legământ era o lucrare de condamnare. În 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. Dar nou legământ este o lucrare aducătoare de neprihănire. Spune aici că este o slavă mai mare în lucrarea noului legământ decât în cea a vechiului legământ. Pentru că predicarea legii ducea numai la condamnare, chiar dacă păcatele le erau iertate. Cu cât ascultau mai mult legea, cu atât se simțeau mai condamnați pentru că nu puteau să o țină. Nu puteau să ajungă la standardele lui Dumnezeu. Deci toată predicarea numai îi condamna. Deci dacă astăzi predicăm așa într-un fel în care oamenii doar să se simtă condamnați, aceasta este o predicare din vechiul legământ. Pe când în noul legământ este o lucrare de neprihănire adevărată. Neprihănirea este opusul păcatului. Când suntem salvați de păcat, ajungem la o viață neprihănită. Și aceasta este ceea ce oferă noul legământ. Aceasta a venit să ne ofere Isus Hristos. Mântuirea, salvarea de păcate. Gândiți-vă la următoarea promisiune minunată. El poate să te țină să nu cazi. Iuda, versetul 24. Domnul te poate păzi de cădere. Nu zice, tu să te ții să nu cazi. Că nu poți. Nu ai capacitatea să-ți propriile păcate sau să te mântuiești de păcate. Niciunul dintre noi nu poate aceasta. Dar dacă îi permitem Domnului, dacă îl primim, El ne va ierta și ne va salva, ținându-ne să nu cădem. Este o altă viață. Să vă arăt un alt verset. În Romani, capitolul 8. Acestea sunt promisiuni specifice noului legământ. Romani 8, versetul 2. Legea Duhului Sfânt. Aceasta este diferită de legea lui Moise. Legea lui Moise erau cele zece porunci: să faci asta și asta și să nu faci asta și cealaltă. Oamenii au încercat să o țină, dar n-au putut să o țină pe toată și s-au simțit condamnați. Dar aici, în comparație cu legea lui Moise, este legea Duhului Sfânt. Și legea Duhului Sfânt este descrisă aici în Romani 8, versetul 2. Nu ca o listă de porunci, ci viață. Legea Duhului care este viață în Isus Hristos. Romani 8, versetul 2. Deci, legea aceasta este viață. Și când primesc această viață, mă eliberează de legea păcatului și a morții. Mai este o lege, numită legea păcatului și a morții, care este ca legea gravitației. Știți ce face legea gravitației? Îi trage pe oameni în jos, în jos, totdeauna în jos. Oriunde mergem, legea gravitației îi trage pe oameni în jos. Poate fi, de exemplu, și Biblia. Și ea este sub puterea gravitației. Este o carte pe care legea gravitației o trage în jos. Dacă o las din mâini, cade. Dar dacă este viață în trupul meu, dacă îngădui acestei vieți să țină cartea aceasta în sus, atunci putem spune că legea de viață din corpul meu a eliberat această carte de legea gravitației. Aceasta este o imagine a ceea ce este descris în Romani, capitolul 8, versetul 2. Legea de viață din corpul meu ai liberat această carte de legea gravitației, astfel încât această carte nu cade jos. Este ținută să nu cadă. Eu o țin să nu cadă. Acum gândiți-vă la această carte ca la o imagine a voastră. Legea păcatului lucrează mereu în viața voastră și vă tot trage în jos. Mergeți în jos, în jos și tot în jos. Nu puteți să stați în sus fără să păcătuiți nici măcar o clipă. Unele păcate sunt grave, pe altele nici nu le știți. Avem mai multe păcate pe care nu le cunoaștem decât pe care le știm. Noi facem păcate conștient, dar sunt alte păcate pe care le facem inconștient. Dar dacă permit vieții lui Sus să vină în mine, mă poate ține să nu cad. Viața lui Isus Hristos mă va elibera de legea păcatului și a morții. Aceasta este legea Duhului Sfânt. Aceasta nu a fost posibil pentru vreun om să experimenteze în Vechiul Legământ. Sub Vechiul Legământ, Duhul Sfânt lucra doar prin câțiva oameni și era numai pe din afară putea să lucreze în Samson, să-l facă să omoare un leu, dar nu îl putea ajuta să biruiască leul poftei din trupul lui. Nu. El a fost înfrânt de leul poftei din trupul lui, chiar dacă putea să sfârtece un leu propriu zis în bucăți. Deci, cine este mai puternic? Acel leu care iese mugind din pădure sau leul poftei din inimă. Noi suntem îngroziți dacă vedem un leu. Dacă am vedea un leu care vrea să sară pe noi, ai fi și tu și eu speriați. De ce nu suntem așa de speriați când iese la iveală leul poftei? Este mult mai periculos și mai puternic. Un leu fizic nu te poate trimite în iad, numai în mormânt. Dar leul poftei dinăuntru te poate trimite în iad. În Vechiul Testament era imposibil ca un om să fie salvat de leul poftei. Duhul Sfânt putea să-i dea unui om putere să sfârtece un leu în bucăți, dar din cauza că Duhul Sfânt. Nu putea să locuiască înăuntrul omului, pe vremea Vechiului Testament, era imposibil să-i dea omului putere interioară. Duhul Sfânt putea lucra cu un om numai la exterior și să-l ajute să fie liber la exterior, să-i dea putere în exterior, să facă diferite lucruri. Deci, în Vechiul Testament citim despre Duhul Sfânt că venea peste oameni și îi îmbrăca, așa ca și cum aș purta o cămașă. Duhul Sfânt îmbrăca oamenii în exterior. Dar, în Noul Testament, aceasta este o binecuvântare distinctă a Noului Testament. Când Duhul Sfânt poate să vină în mine și să mă umple și să controleze fiecare parte a ființei mele și să-mi dea putere din interior să omor leii dinăuntru, ai mâniei, ai poftei, ai urii și oricare lei mizerabil ar mai fi. Deci ceea ce a făcut Samson cu lei în exterior, eu pot să fac cu lei din interior. Iisus nu a omorât niciodată un leu din afară, dar El a biruit orice ispită cu care s-a confruntat și nouă ne spune, urmați-mă pe mine. Deci acesta este mesajul Noului Testament. El a venit să ne mântuiască, să ne salveze de păcate. Noi avem și multe alte probleme. Unii dintre noi au probleme cu vreo boală, dificultăți financiare, probleme acasă, multe alte probleme. Dar țineți minte aceasta. Fiecare problemă iese la iveală din rădăcina păcatului. Și dacă este rezolvată problema păcatului, putem spera la o rezolvare și pentru celelalte probleme. Probabil nu o să fim vindecați de orice boală. Dumnezeu îngăduie o boală să fie pe pământ din multe motive. Nu le pot menționa acum pe toate. Dar dacă este rezolvată problema principală, se vor rezolva și multe din celelalte probleme din viața noastră. Deci, concentrați-vă la rădăcină. Lăsați pe Duhul Sfânt să se ocupe de lucrul acesta din interior. Cu alte cuvinte, dacă aluneci și dai greș în interior, iau o în serios. Nu o lua în serios numai când aluneci la exterior. Spune, Doamne, am dat greș în interior. Am greșit cu gândurile mele. Am greșit cu atitudinile mele față de oameni. Îmi pare rău. Am păcătuit. Te rog, eliberează-mă. Te rog, iartă-mă. Dacă iau în serios păcatul din interior, Domnul mă va ajuta să fiu liber de rădăcina păcatului din interior. Dar dacă Domnul vede că eu sunt doar interesat să evit păcatul din exterior, pentru că nu vreau să-mi pierd mărturia. Sunt fericit când alți oameni văd că eu sunt o persoană sfântă. Nu contează că eu sunt murdar în interior. Atunci, Domnul vede că eu nu sunt interesat de sfințire adevărată. Sunt numai interesat să am o aparență de sfințenie în fața oamenilor. Și așa, nu vei fi niciodată liber de păcat în interior. Trebuie să-i arăți Domnului că îți dorești cu adevărat să fie liberat de păcatul din interior. Chiar vrei să scapi de această boală din interior. Și singurul mod în care îi poți dovedi aceasta lui Dumnezeu este că atunci când păcătuiești în secret, în gândurile tale, în atitudinile tale, să strigi la Dumnezeu și să spui, Doamne, iartă-mă, nu m-a văzut nimeni, dar am păcătuit împotriva Ta și vreau să fiu liber. Dacă Dumnezeu vede aceasta, te asigur că vei experimenta această salvare din această groapă a păcatului foarte repede. Dumnezeu să te binecuvinteze!